Plata pentru serviciile medicale private intră astăzi pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Proiectul de ordonanță de urgență prevede că asigurații se vor putea trata la spitalele private, însă vor fi nevoiți să acopere diferența dacă nota de plată depășește tariful de contat de Casa de Asigurări de Sănătate. Singura condiție este ca și unitatea medicală privată să aibă contract cu CNAS. Spitalele private vor fi obligate să afișeze public pe pagina de internet contribuția personală pentru fiecare categorie de serviciu medical. Banii vor fi plătiți în mod direct de către asigurați, după ce înainte personalul medical i-a informat și le-a luat și un acord scris.